Dacă aș opri eu mașina în intersecție, m-ar amenda. Și pe bună dreptate, că e ilegal. Și dacă m-ar prinde cu masca sub barbă, m-ar amenda. Că încalc legea 55 și alte norme provizorii pe motiv de pandemie. Dar lui îi se poate. Că-i polițist. Bine, bea ceai, cafea. Are o scuză și fumează. Da, colega. Nu-i periculos aici, în intersecție? Creați situații de accident, nu? Obturați orizontul pentru alți șoferi. Așa mi se pare dumneavoastră. Așa știu din lege, că n-ai voie să staționezi în intersecție. Așa staționăm, nu staționăm ca așa, gândire nu o să staționăm, avem o misiune aici de îndeplinit. Păi când aveți misiune trebuie să porniți girofarul, dar aici văd că nu arde nimic. Înseamnă că simulați doar pentru ceai, pentru cafea și pentru țigară. Dumneavoastră ce sunteți? Activist? Într-un fel, da. Cetățean căruia îi pasă. N-aș vrea să văd de seară la știri accident din cauza mașinii de poliție. Aveți un buletin sau mașină, rog? Nu, pentru ce? Poftim? Păi nu trebuie să vă legitimați, ai spus că ești un cetățean, nu? Așa, și cetățeanul trebuie să legitimeze ori de câte ori interacționează cu poliția? Păi, eu nu trebuie să știu și eu cu cine vorbesc? Nu. Nu trebuie să știu? Nu. Eu sunt agent Dragomir Moru, s-am rugat să vă legitimați și dumneavoastră. Vă rog să-mi arătați o legitimație. Uitați insigna asta de aici din piept. E suficient pentru dumneavoastră? 02484. Exact. Eu mă numesc Oleg Brega. Încântat. Sunt prezentat și un act de identitate. Nu am. Nu aveți? Nu am. Nume, prima data nașterii, sunteți, nu aveți cine pe românesc? Pentru ce mă legitimați? Să știu și eu cu cine am de-a face. Poate v-am spus, mă numesc Oleg Brega. Păi. Mi-a spus, dar trebuie să văd și eu dacă vă numiți așa, nu? Trebuie să aveți un temei legal să mă legitimați, altfel e intimidare. Măi, probabil pentru că v-am filmat în flagrant, încălcând legea și vreți să mă intimidați de acum, ca să vă răzbunați. Nu, n-am de ce să mă răzbunați. Și atunci de ce mă legitimați? Păi ca să știu și eu cu cine am de-a face. Nu există așa temei legal. Temei legal e când încalc o lege sau sunt pe cale să încalc o lege. Uite că am ridicat tonul și sunteți pe cale să încălcați. Vreau să mă auziți, că e traficul intens aici. Cred că vă aud și ei dacă vă. De ce? Vreau să vă aud și eu. Care-i temeiul legal să mă legitimați? Care-i temeiul legal să mă legitimați? Cum ați spus că vă numiți Oleg și mai cum? Brega. Brega? Brega. Brega, da? Domnul Oleg. Dar de ce mă scrieți în caiet? Am încălcat vreo lege? Dar am zis-o că ați încălcat vreo lege. Și de ce mă legitimați, da? Fiți legitimat, trebuie să încălcați neapărat o lege. Da, așa scrie în regulament. Nu poți legitima omul decât dacă a încălcat o lege. Ok, spuneți-mi și mie, cum data nașterii aveți sau... De ce mă legitimați? Vă rog să-mi spuneți motivul. Pentru că dumneavoastră v-ați oprit la mine și ați încercat să... Adică încerc interacționați cu mine, da? Vorbiți da, exact. Și v-am întrebat de ce încălcați legea. Agent Dragomir Marius, da? Și v-am întrebat de ce a încălcat legea. Asta nu-i temei să mă legitimați. Asta nu-i temei să mă legitimați. Vi se pare că vă intimidez eu cu ceva? Da. Da. Cu ce vă că mă legitimați. Păi ce, o simplă legitimare înseamnă că vă intimidez? Da. Asta e încălcarea drepturilor omului. Ce drepturi omului? Dreptul fundamental, dreptul la intimitate, dreptul la viață privată, dreptul la libertate. Nu, ce viață privată? Sunteți acasă la dumneavoastră, sunteți pe spațiu. Da, dar îmi cereți date personale. Date personale? Eu vi le cer că așa sunt eu. Păi, trebuie să aveți un temei legal. Trebuie să aveți un temei legal. Spuneți în ce dată sunteți născut. O să scriu o plângere pentru abuz. Ok. 26 octombrie 73. 73? Da. Aveți document românesc sau da. Doar... Da? Da. Deci, hai să vedem dacă ăsta sunt date. Spuneți că născută Republica Moldova, nu? Da. Deci mă privați de libertate acum, nu pot să plec. Până nu mă verificați. Așa e? Așa e. De ce, domnul Marius, nu trebuie să aveți un temei legal să mă... Nu vă
privezi. Nu trebuie să aveți un motiv legal ca să mă privați de libertate? Se pare că sunteți căpușa sau ceva de genul. Nu, dar pot să plec dar acum, să mă întorc să plec. Bine, plecați acum. Sănătate. Plecați și dacă sunteți urmări, venim noi cu tot. Bine, bine. MAI 37719. Măcar nu m-a privat de libertate. Dar m-a legitimat total fără temei ca să mă intimideze. Și ca să nu văd că colega lui e fără mască, că stau cu motorul pornit în intersecție, o grămadă de ilegalități comise de cei care ar trebui să prevină ilegalitățile. Halal și rușine. România e stat polițienesc.